și unde te afli? Deci, foarte corect, doar că te afli. Putem spune și noi acum când ne-am băut cafeaua în fața Casei Albe. Președintele. Washingtonul aduce a ceea ce am văzut în Japonia. Oh, asta e America, asta e America. Și evident, așa cum era de așteptat, o întreagă secțiune dedicată celui de-al doilea război mondial. Salutare! Am ajuns în Washington după un drum de 4 ore și jumătate cu busul. Ne-am cazat în cartierul Foggy Bottom, care se află la 15 minute de mers pe jos de Lincoln Memorial, de 20 de minute de Casa Albă. Deci, distanțe bune de mers pe jos prin Washington și o să fie o grămadă de locuri în care doar așa o să ne deplasăm sau cu bicicleta prin zona parcurilor din fața memorialului Lincoln. Să vedem ce avem aici. Hello. Mai japoneză, interesant, după aia drăguț, curat, foarte faină e lobby-ul ăsta. Să vezi. Adică micro. Da, și cu o cante joasă. Un dulap, drăguț. Și o cameră imensă. Arată foarte frumos și îngrijit. Avem aici și o bucătărie complet echipată cu plită, chiuvetă. Nu le vom folosi că nu avem de gând să petrecem mult timp în cameră, dar sunt binevenite. Pentru 4 nopți la acest hotel, o să-l lăsăm și în descriere, am plătit 3.000 de lei. Ne-am îmbrăcat, ne-am echipat. Ionuț, evident că a plecat fără geacă pe el, că e super curajos, că temperatura este super mare în Washington. Nu e chiar așa. S-a întors după geacă, dar vreau să vă spun că am ajuns aici cu un Flixbus. L-am luat din Madison Square Garden, de acolo din față. A costat 46 de dolari de persoană, dar să știți că sunt opțiuni și mai ieftine. Nu prea merită să iei avionul sau trenul pentru că sunt mega scumpe. Acum mergem să vedem monumentul din Washington, mergem puțin în recunoaștere, iar de mâine mergem să explorăm cu adevărat. Ce atmosferă interesantă, interesant de liniștită în Washington, deși e dita mai capitala, parcă e prea liniște. Bulevardele astea așa foarte mari, nimeni nu claxonează în New York, la fiecare a doua mașină claxona pentru ceva, dar aici chiar e liniștit, rău de tot. Interesant, nu știu, parcă mă simt așa ca în timpul COVID-ului, parcă e pandemie. Și e doar 5 seara? 6 fixe. Foarte drăguț. Pentru prima zi o luăm așa super ușor în Washington. Transportul, care e gratis. Da, transportul este gratis în Washington cu busurile. Un localnic ne-a explicat că putem să luăm orice bus și o să fie gratis. Și erau foarte mulți oameni care veneau și plăteau, puneau cardul acolo la șofer. Și întrebam ei de ce plătesc și... Domnul acesta ne-a spus că pentru că ei nu știu. Deci, dacă vii și plătești, înseamnă că ești cumva necunoscut, turist ca noi. Și noi am vrut să plătim la șofer, însă ne-am făcut semn să nu plătim, să mergem în spate și să ne vedem de treaba noastră, mai ales pentru că ne-a văzut cu valize. De unde te afli? Deci. Foarte corect. Doar că te afli. Suntem într-o zonă cu toate parcurile din centrul Washingtonului. Acum ne aflăm pe aleea veteranilor de război din Vietnam. Este destul de multă lume aici. Sunt niște pereți mari din sticlă pe care sunt inscripționate numele veteranilor de război. E super fierbinte, e caldă. Teagul care se află sub fiecare drapel al Statelor Unite în zonele guvernamentale. Reprezintă teagul prizonierilor de război. Frumoasă statuie de schimb.
am ajuns la un loc emblematic pentru Washington, memorialul lui Lincoln, care este imens, imens, imens. Memorialul a fost construit în onoarea celui de-al 16-lea președinte al Statelor Unite, care este cunoscut pentru rolul său în abolirea sclaviei și pentru conducerea țării în timpul războiului civil american. Memorialul are 36 de coloane masive, fiecare reprezentând un stat al Uniunii la momentul asasinării lui Lincoln în 1865. Statuia este impresionantă prin dimensiune și detaliu, ilustrându-l pe Lincoln într-o poziție de contemplare și autoritate. Pe pereții interiori ai memorialului sunt gravate două dintre cele mai cunoscute discursuri ale lui Lincoln. Memorialul oferă o vedere spectaculoasă spre Reflecting Pool și spre Washington Monument. Lumina este reflectată chiar superb, superb. Avem noroc că și cerul arată foarte frumos cu nuanțe de mov și albastru, iar piscina reflectă exact, exact, exact culoarea respectivă. Nici nu știu dacă e roz, dacă e mov. Wow! Și monumentul din Washington este reflectat în întregime în piscină. Undeva în spatele monumentului se află și Capitoliul. Se vede de aici, însă nu știu cât de bine se vede pe cameră. Nu știu cât ne putem apropia, dar Capitoliul Statelor Unite este locul unde se întâlnesc cele două camere ale Congresului Statelor Unite, Senatul și Camera Reprezentanților. Clădirea are un design neoclasic și se remarcă prin domul său mare și coloanele impunătoare și cu siguranță găzduiește o colecție impresionantă de artă înăuntru. Suntem tot pe National Mall, între Lincoln Memorial și Washington Monument, la World War II Memorial, un loc care omagiază cele peste 16 milioane de persoane care au servit în forțele armate ale Statelor Unite și cele peste 400 de mii care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial. Memorialul este impresionant. Este format din 56 de coloane, reprezentând statele și teritoriile Statelor Unite din perioada războiului, unite în jurul unui bazin central. Acesta simbolizează unitatea națională în vremuri de conflict. Există și două arcuri mari, unul pentru frontul Atlanticului și altul pentru frontul Pacificului, marcând cele două fronturi principale unde Statele Unite au luptat în cel de-al doilea război mondial. Un alt aspect special al memorialului este Registrul Libertății, un zid pe care sunt gravate 4048 de stele aurii. Fiecare stea reprezintă 100 de americani care și-au pierdut viața în război. Acesta este un tribut emoționant și amintește de costul mare al libertății. Se face seară, noi o să ne ducem la somn, dar ne vedem mâine dimineață unde o să învățăm mult mai multe lucruri despre istoria Americii, pentru că o să mergem la muzee. Noapte bună! Bună dimineața! În prima zi oficială în Washington, ne-am trezit și ne-am băgat direct într-un magazin din ăsta de cartier și aparent este un loc foarte popular cu sandvișuri. Noi ne-am luat două sandvișuri care arată extraordinar de mari. Al meu costă 12 dolari și al Ionuț cred că 10. Și nu știu, e un beef brisket aici. Un sandwich cu beef brisket. Mâncăm și pornim să vizităm muzee. Avem o zi extraordinar de plină. Pentru că nu erau mese în fața restaurantului, ne așezăm în fața Universității George Washington, în spatele poliției din Washington. Așa că să avem poftă bună. Da, tu ai zis beef brisket cu ce, cu everything? Da. Arată bine, dar arată mult. Fain, nu știu dacă pot mânca ăsta. Ok, încep pregătirile. Prima gură, un real succes. Tu ce ți-ai luat acolo? Roast beef. Roast beef. Păi avem cumva semnă două ori. Foarte mare. L-am dovedit. Știu că nu pare, dar l-am dovedit. A fost mega, mega, mega bun. Eu nu ți-a zis că e cel mai bun sandwich pe care l-am mâncat de când a venit în state. Mie mi-a plăcut foarte mult și bagels-ul de zilele trecute din New York și ăsta a fost foarte bun.
Dar aveam un sos barbecue, ketchup și eu nu prea sunt cu sosurile astea. Îmi plac sosurile cu usturoi, ale albe, cu maioneză multă. Dar a fost foarte bun, chiar a fost delicios. Ne îndreptăm acum la un cafenea, luăm o cafea și pornim către Muzeul de Istorie Naturală. Să știți că am prins o vreme extraordinară în Washington. Deci este atât de cald și de frumos. Aici sunt și facultățile de la Universitatea George Washington, așa că peste tot plin de studenți. E un vibe foarte fain. Putem spune și noi acum când ne-am băut cafeaua în fața Casei Albe. Președintele. Fără președinte, poate că și președintele își bea cafeaua acolo înăuntru și se uita la noi cum stăteam și făceam poze. Este un spot așa micuț în față, dar sunt două străzi distanță de unde poți face poze. Chiar am văzut pe cineva trecând pe aici, a fost luat de poliție și era rugat să coboare de pe strada asta. Strada asta cred că duce doar la Casa Albă, acolo de cecul de poliție. Din nou, dacă nu prindeam vremea asta, cred că nu era totul atât de frumos, dar e chiar super fain. Am ajuns în zona muzeelor Smithsonian, primul muzeu, Muzeul de Istorie Naturală, și pe asta o să-l vizităm astăzi. Am ajuns acum la Muzeul de Istorie Naturală. Este așezat pe 3 nivele. Noi acum suntem la nivelul 1 și aici sunt expuse o mulțime de exponate din ocean, de pe uscat și dinozauri. Abia aștept să vedem ce e. La etajul următor este cu insecte. Am văzut că au o expoziție impresionantă de fluturi, dar pentru aceea trebuie să plătești. Noi acum nu am plătit absolut nimic, totul este gratis, intri, doar te scanează și cam asta este. Haideți să vedem ce descoperim la etajul ăsta. Cred că ne-am terminat vizita la Muzeul de Istorie din Washington. Am stat mai bine de 2 ore și cred că l-am făcut așa pe fugă. Totuși am văzut părți relevante din muzeu. Am început cu viața din oceane, trecând de la tot felul de pești mici până la balene, la rechini, la viața de la Polul Nord. Pe urmă ne-am mutat la istoria omenirii și am văzut evoluția umană. Foarte multe detalii și exemple și obiecte în muzeu.
Pe urmă ne-am dus la animalele din America de Nord și animalele din Africa. Să nu ne are mulajele de acolo. Toate animalele sunt la scala lor normală, naturală, cum le poți găsi în natură. De acolo ne-am dus către scheletele dinozaurilor și am văzut mulaje mici cu dinozaurii în habitatul lor natural, cum trăiau pe atunci. Și am încheiat cu istoria poporului african. Merită văzut dacă sunteți în Washington. Sunt foarte multe muzee. Cred că ăsta are ratingul cel mai mare. Nu aveți nevoie de rezervare, nu aveți nevoie de bilet, e gratis. Așa că dacă ajungeți în Washington, merită să intrați, să vă luați din timp, pentru că o să învățați multe, multe lucruri. Ne vedem în muzeul următor. Ieșim pe stradă și alegem, nu știm care va fi. Adevărul este că nu putem să nu ne oprim la Muzeul de Istorie Americană, un loc unde putem învăța câte ceva despre istoria Statelor Unite. Acest muzeu face parte din Institutul Smithsonian și găzduiește o varietate impresionantă de exponate care acoperă totul, de la începuturile națiunii și până la inovațiile moderne. Muzeul are mai multe nivele și fiecare nivel se concentrează pe altceva. Avem primul etaj, care prezintă istoria socială și culturală a Americii, etajul al doilea, care se concentrează pe istoria politică și militară a Statelor Unite, inclusiv războaie și președinți. Al treilea etaj prezintă istoria științei și tehnologiei în America, inclusiv invenții și descoperiri care au schimbat lumea pentru totdeauna. Vă imaginați aici că avem telefonul, becul, primul calculator. Avem, evident, și o parte importantă dedicată evoluției comunicațiilor, de la telegraf și radio până la televiziune și internet. Nu în ultimul rând, etajul 4 ne surprinde cu o colecție impresionantă de artă și design. Este foarte fascinant să fim aici, într-un loc unde estetica și expresia artistică americană ne-a influențat pe absolut toți de-a lungul timpului. Toate chestiile pe care le găsești aici sunt atât de americane că te uiți la una și spui: oh, asta e America, asta e America. Și după aia treci pe lângă o bucătărie dintre asta și spui că asta e America. Nu arată exact ca o bucătărie din aia americană de la televizor? Asta e America. Foarte interesant muzeul ăsta, chiar îmi place mult. Mai ales în bucata asta de bucătărie și de ustensile de bucătărie, arată America. Foarte interesant. Și avem și zona de vinuri, evident. Statele Unite este un mare producător de vinuri, în special în zona aceea din California. Nu știu foarte multe despre vinurile americane, pentru că nu ai des ocazia să bei vinuri americane. Dar am băut un vin spumant din California zilele trecute de ziua mea. Mai este o zonă dedicată imnului național și drapelului Statelor Unite și este chiar și primul drapel aflat aici în expoziție. Este cel cu 15 stele și cu sut manual. Arată aici și imagini cu grupul de femei care l-au cusut prima dată. Păcat că nu ne-a lăsat să facem poze sau să filmăm, că era chiar drăguț și interesant. Cred că e dintre cele mai valoroase lucruri din istoria Americii până la urmă. Whitney Houston aici în imagini, considerată interpreta care a cântat cel mai bine imnul național. S-a întâmplat la Super Bowl-ul din 1991 din Florida. Și mai sus e o imagine cu intonarea imnului american în 1994 la campionatul mondial de fotbal. Și
și zona asta de casă vechi și locuințe americane. Wow! E foarte interesantă și ați văzut că este destul de interactivă. Pe Enuță își testează acolo abilitățile de casnic. Tot aici, la Hall of the American People, este și o zonă dedicată experimentelor. Și poți experimenta tot felul de lucruri, jocuri sociale, să-ți dai seama de ce popoare sunt în America. E o zonă interactivă interesantă. Este cea mai colorată zonă din muzeu? Da. Avem o întreagă zonă dedicată președinților americani și desigur o galerie cu primele doamne ale Americii și cu ținute celebre, văd că. Pe lângă toate domeniile despre care deja am vorbit, evident că avem o zonă imensă, imensă, dedicată războaielor, bătăliilor, războiul de independență, imensă zona asta. Deja mă dor picioarele de nu mai pot, ard tălpile pur și simplu și mai avem încă de explorat, cred că vreo oră, o oră jumătate. Cred că oricum o să se închidă înainte să terminăm noi de vizitat muzeul și, cum zicea și Ionuț, nu ne-am uitat chiar în detaliu la fiecare exponat, la fiecare tăbliță să citim, dar chiar și așa stăm deja de vreo două ore aici. Este imens oricum, dacă vreți să veniți să explorați și să vizitați Washington, muzeile din Washington sunt exact ce aveți nevoie să vizitați. Și evident, așa cum era de așteptat, o întreagă secțiune dedicată celui de-al doilea război mondial. Avem Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki, avem Europa, avem Germania, Italia, războaie cu Coreea, războiul din Vietnam. Statele Unite au fost implicate în absolut, absolut tot ce a mișcat vreodată pe glob. Am terminat vizita la Muzeul de Istorie Americană. Nu știu dacă am terminat, dar se închide muzeul. Nu am apucat să vedem tot, dar este extraordinar. Este fabulos cum e construit și te trece prin toate etapele Americii, de la războiul de independență, la războaiele civile, războaiele mondiale și îți prezintă toată construcția acestui popor. E minunat muzeul. Mi-a plăcut mai mult decât cel de istorie naturală. Doar pentru că eu mai mult atras de istorie, dar ambele merită. Dacă sunteți în Washington, vizitați-le. Și acum că am terminat cu muzeele, pe ziua de astăzi, mergem direct să mâncăm, luăm cina, ne punem la somn, ne odihnim și mâine o luăm de la capăt, vizităm alte muzee, plus mergem și la cumpărături. Așadar, mulțumim că ați rămas cu noi până la final și ne vedem data viitoare. V-am pupat! Ați văzut o coloană oficială? No. Ce frumoasă e vremea afară, Doamne, grozav! Șansorit, foarte, foarte, foarte frumos Washington, superb! Ori l-am prins noi așa, ori am prins ceva zile mai călduroase, dar arată grozav! Am observat în Washington, în comparație cu New York, mi se pare niște reguli de circulație incredibile. Cred că Washingtonul aduce a ceea ce am văzut în Japonia. Aici nimeni nu plaționează, nimeni nu forțează culoarea roșie-galbenă a semaforului. Se circulă cu o viteză foarte mică, decentă, nimeni nu se simte pus în pericol. Străzile sunt largi, sunt curate, e o mare diferență între ceea ce vedeam în față de haos din New York. E o total altă țară. Alt stil de a conduce. Probabil că New York te obligă să faci asta, că altfel n-ai ajunge din punctul A în punctul B niciodată într-un timp util, dar diferența e foarte mare, e foarte plăcut în oaște, te simți foarte sigur pe margine străzilor și când traversezi bulevardele și străzile din Washington. Thank you.